Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că în ședința de guvern de miercuri a fost adoptată o ordonanță de urgență care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achiziției de 500.000 de tablete și a materialelor de protecție sanitară necesare în școli. În ședința de guvern de astăzi am adoptat o ordonanță de urgență care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achiziției de 500.000 de tablete, achiziții făcute de către autoritățile publice locale sau inspectoratele școlare județene, 500.000 de tablete necesare pentru începutul de an școlar, iar această achiziție este în valoare de 100 de milioane de euro. Așadar, 100 de milioane de euro prin Ministerul Fondurilor Europene, bani decontați către autoritățile publice locale. Decontările pentru materialele de protecție sanitară vor totaliza 50 de milioane de euro. Tot prin Ministerul Fondurilor Europene vom deconta achizițiile făcute de către autoritățile publice locale pentru materiale de protecție sanitară necesare în școli, iar aceste achiziții sunt în valoare de 50 de milioane de euro. Tot prin Ministerul Fondurilor Europene vom deconta achizițiile făcute pentru cumpărarea de containere sanitare în localitățile unde nu există apă curentă și canalizare. Aceste achiziții vor fi în valoare de 25 de milioane de euro și reprezintă un sprijin uriaș pentru copiii aflați în aceste comunități unde încă există restanțe uriașe din perspectiva asigurării condițiilor minime necesare la început de an școlar.